Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Mașina Potrivită. Eu sunt Dan, iar astăzi am mult de lucru, pentru că trebuie să ajung în Vălenii de Munte ca să verific un BMW seria 4 și trebuie să ajung apoi în Constanța ca să verific un BMW X3. Sper că voi putea face un episod separat cu fiecare mașină, dar deocamdată o să mă bucur de BMW-ul ăsta din spatele meu, anume ăsta. Ăsta este un BMW X1 din 2019. BMW România mi l-a dat ca să merg cu el, ca să nu mă fac de rușine cu Fordul, când merg să verific tot felul de BMW-uri, și m-am gândit să mă opresc pe unde apuc. Așa să mai vă povestesc câteva chestii despre mașina asta. O să ne uităm la consum, la cum merge pe autostradă, bla 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 bla. Acum este ora, nu se vede bine de aici, 7.07. Sper să fie un drum interesant, sunt aproape 7-800 de kilometri de făcut și sunt curios cât consumă, cum merge, dacă merge bine, dacă merge prost, și o să vă zic dacă îmi place sau nu. Bun, am resetat consumul. Deocamdată consumul meu mediu la mașina asta este de 9.1%. Acum am resetat ăsta, sunt curios cât o să consume pe distanța asta. Avem modul sport. Sport nu-l folosesc că consumă mult, mă rupe. Și normal folosesc modul Eco Pro, dar ăsta e un pic prea lent. Și cred că o să-l las în modul confort, modul ăsta normal. Și o să merg decent, pentru că nu vreau să pierd permisul, nu vreau, normal că nu vreau. Suntem la Ploiești deja. Avem o viteză medie de 100 de km pe oră. Am venit pe autostradă și mașina a consumat 8.6%. Pe autostradă am venit cu 8.7% acum. Și am mers cu 140 cu pilotul automat. A fost destul de decent. Aici avem telefonul cu Waze, pentru că BMW-ul ăsta, nu știu, n-are integrat n-are integrat ăsta Android Auto, are doar Apple CarPlay. Eu n-am Apple, așa că tot telefonul e de bază, chiar dacă am un display mare aici în față. Dar sunt curios de consum până la finalul zilei. Deocamdată merge bine, mașina e confortabilă. All good. Abia aștept să văd cum o să fie mașina din Vălenii de Munte. Alo, salut! Dan sunt. Eu am ajuns aproape de Vălenii de Munte, cred că sau în Vălen deja. Hai să ne întâlnim undeva la, nu știu, la o parcare mai mare, că aici nu prea e loc, sunt multe mașini. Deci, căutăm un Lidl din Vălenii de Munte și îl așteptăm pe băiatul cu BMW-ul să vină. Ar fi fost fain să putem să ajungem la mașină să o pornim noi. Foarte important când te duci să verifici o mașină second hand, foarte important. Important pentru mine este să fiu eu primul care o pornește pe ziua respectivă. Acum e și dimineață și cumva am o mică neîncredere deja că am venit până aici și nu se mai pune problema să mai vin încă 5 străzi mai încolo sau nu știu. Și de obicei nu-mi plac vânzătorii care zic, haide, nu vreau să vii la mine acasă, să știu unde stau. Dar de ce? De ce să nu știu unde stai? Mai bine să știu unde stai. Dacă e vreo chestie nasoală cu mașina, unde vin să te caut? Deci avem un consum de 8.3% și viteza medie de 79.4. Băi, nu e un consum rău. Și acum ne scade consumul, că ține mașina pornită. Da, o opresc imediat. Da, deocamdată București, Vălenii de Munte, 8.3. Not so bad. So, acum ne-am oprit la o benzinărie de unde am și alimentat.
pentru că trebuie să facem raportul pentru clientul care ne-a trimis să verificăm mașina asta. Da, și acum urmează să el să primească toate pozele de la noi și toate detaliile, raportul. Asta facem înainte să mergem la următoarea mașină mai departe. Din păcate, mașina asta n-am reușit să o filmăm și da, omul a fost super, super de treabă, a fost super deschis cu noi, ne-a arătat tot ce vrem să știm. Mașina e așa la limită, da, așa că el ne-a zis, bă, nu vreau să o filmați. Așa că noi de obicei filmăm mașinile, înainte întrebăm, mă, poți să filmezi mașina ta? Și oamenii zic da sau nu. Și omul a zis că nu. Și atunci nu putem să ne băgăm peste el să filmăm maiurea. Deci cam așa se fac și celelalte filmări, cu acordul proprietarului. Când e un proprietar care vrea să arate, uite, mașina mea a fost lovită sau nu a fost lovită, atunci filmăm. Și când e super impecabil, atunci omul se bucură cu atât mai mult. Dar, da, deocamdată vom începe raportul de verificare. Așa, am terminat de făcut raportul pentru client, am trimis pozele, am discutat cu el, i-am zis părerea mea obiectivă și subiectivă despre mașină și acum hai la Constanța! Am fost la munte și acum mergem la mare. O chestie faină la portbagajul ăsta este că dacă te uiți așa la el, nu este foarte mare. Dar mai are mult spațiu aici. Adică este destul de mult spațiu acolo. Așa, stai acum să iau tot ăsta. În rest, ce să zic? Interiorul acestui BMW este interesant, cred că îmi place mai mult un seria 4 Grand Coupe. Aici sunt comenzile obișnuite pentru scaune încălzite, dar acum e cald, ne încălzim singur. N-are niciun scaun ventilat, asta este. Nu știu dacă ați prins ultima fiță, ultima obsesie a mea cu scaunele ventilate. Așa, ce mai are pe aici? Nu-mi plac deloc ceasurile astea. Par ieftin așa, nu știu, tot display-ul ăsta pare ieftin. Pare un remake bun al unor ceasuri ieftine. Și în restul așa, bordul îți inspiră oarecum calitate. Și la fel și interiorul. Hai, până una alta să mergem la Constanța. Că avem 3 ore jumate de mers și este deja 11 și un sfert. Acum suntem în drum spre mare. Abia am plecat din Voleni. Și primul lucru pe care pot să-l observ despre acest X1 este că este silențios. Bă, e o mașină silențioasă. Mie în general nu prea-mi plac SUV-urile. SUV-uri, SUV-ulețe, mașini mari. Mi-a plăcut foarte mult Volvo XC90. În rest, nu știu dacă îmi place ceva. Mi se pare un feeling dubios, ciudățel, să stai sus într-o mașină mică. Parcă stai pe mașină, nu în mașină. Am dat scaunul în cea mai joasă poziție și cam asta este. Având în vedere aceste lucruri, totuși X1-ul ăsta se conduce bine. Mi se pare totodată că suspensia este cam prea așa, nu știu cum să arăt. În rest, confortul este fain la bord, vezi bine afară. Merge bine. Acum sunt în modul confort și o să o calc când am ieșit din oraș. Uite acum am ieșit. Cam așa accelerează. Deci cu alte cuvinte, se duce bine. Accelerația asta sigur mi-a stricat consumul. Mașina din Vălenii de Munte nu a fost foarte bună. A fost lovită. Omul a fost foarte de treabă, mi-a arătat exact toate problemele. Mi-a plăcut chestia asta și mi-a plăcut că mașina a fost bine refăcută. Dar totuși trebuie să iei în calcul niște accidente mai serioase, chiar dacă au fost reparate bine. Noi am făcut raportul de verificare, am trimis pozele clientului.
și magnetistul și sun, să explic cum au fost reparate aceste accidente și ce înseamnă o mașină totuși cu accident reparat bine versus o mașină cu accident reparat prost. Eu mă bucur că nu sunt în locul lui, pentru că mi-ar fi foarte greu să decid. Pentru mine, eu știu că n-aș vrea să cumpăr o mașină cu accident, chiar dacă accidentul a fost reparat bine. Dacă însă vreau să țin mașina 10 ani, atunci probabil a zice, da frate, țin mașina 10 ani și nu mai contează prețul de revânzare. Totodată aș vrea să știu, fie să-l cunosc pe omul care a reparat mașina, fie poate eu am reparat-o, să știu exact ce componente am pus, cum am pus, ce am făcut. Și chestiile astea sunt super importante. Dar, dacă vrei o mașină mișto, la un preț mic, atunci trebuie să accepti că nu o să fie impecabilă și a fost lovită într-un fel sau altul. Și atunci ce faci? Noi am mers în direcția în care să spunem clientului nostru, băi, mai degrabă nu, decât mai degrabă da, chiar dacă este ceva extraordinar de tentant și chiar dacă mașina merge bine. Mi-a plăcut foarte mult cum merge mașina asta. La 130 la oră este foarte silențioasă, poți să iei mâinile de pe volan, nu trage stânga-dreapta, dacă frânezi, bine, nu iei mâinile de pe volan, nu le duci aici, le ții un pic deasupra volanului. Nu trage stânga-dreapta pe frânare, mi s-a părut super, super decentă. Merge drept, nu calcă pe patru urme, deci astea sunt lucruri importante. Ce-ați fi făcut voi în locul meu? Asta mă întrebare așa, să plutească în aer. Ce-ați fi făcut voi în locul meu? Și dacă voi ați fi în locul clientului meu, ați cumpăra o mașină despre care mașina potrivită zice, băi, a fost lovită, a fost bine reparată, dar nu merită. Ce ați face dacă voi ați fi eu și dacă voi ați fi clientul meu? Sunt foarte, foarte curios să-mi lăsați părerile voastre în secțiunea de comentarii. Mersi! Mai avem până la Constanța vreo ceva timp. 2 ore jumate. Deocamdată suntem ok, odihniți. Mașina n-a consumat excesiv de mult. Deci, all good, all good. Da, acum sunt în Constanța, la un complex rezidențial pe aici. Am fost să verific un BMW X3, destul de ok, mai aștept actele. Și acum ne pregătim să facem raportul pentru client, să computăm toate datele, tot ce am înregistrat eu în așa, scuze de păr. Da, am mai rezolvat situații dificile cu clienți de-ai noștri și nu doar cu clienți, ci cu vânzători, așa. O să oferim unui client al nostru niște flori pentru o greșeală pe care am făcut-o, așa că ne-o asumăm, eu mi-o asum. Acum trebuie să mă gândesc ce flori cumpăr și de unde ca să le livrez la domiciliu. Așa că dacă știți vreun serviciu de ăsta de flori, de trimis flori la adresă sau așa, vă rog să-mi ziceți că trebuie să trimit niște flori și nu că trebuie, ci vreau. Deci acum noi o să mergem, este 16:30, mergem să mâncăm ceva și să facem raportul și după aia plecăm acasă. Dragilor, ăsta este micul nostru sejur la Constanța. Am fost astăzi din Vălenii de Munte, din București, am fost la Vălenii de Munte. Acolo am văzut un BMW care nu este chiar ce trebuie, dar a fost reparat bine. Apoi am venit la Constanța, vânzătorul a fost aici destul de reticent, am făcut câteva poze, am făcut raportul pentru client, a fost ok. Iar acum ziua noastră se termină 12 ore după ce a început ziua de muncă și mai avem de făcut drumul până înapoi la București. BMW-ul X1 a mers bine, consumul este cam mărișor. Până una alta, v-am salutat! Pa, pa! Mm-hmm.